Bună dimineața, că am supărat cățelușul ăsta, da? Hai să vedeți că o să băgăm iar despicătorul Artmaș la lucru. Vă arăt un pic ce lemne avem pe aici. Astea sunt cele groase, după aia o să le avem pe astea de aici. Sunt câteva, astea sunt mai mărunte, mai portabile, cum s-ar spune. Și băgăm despicătorul. M-a dus și pe mine la un motor pe benzină. Vândut de Unitech Pro. Despicătorul Artmaș fabricat în Ucraina. Îl încălzim și dăm drumul la treabă.
uitați cât am spart în vreo 2 ore jumate cu Ramona. Ăla e foarte noduros. Mă duc și pe partea să vedeți, dar a început ploaia. O să facem o pauză acum. A devenit mai nod. Dă-i așa. Ia desfăl să vedem. Ia. Uite la tăiat. La tăiat nodul aici. Dar scos ăsta, smulsese, vedeți? Sparge orice ăsta, orice. Ia uite aici, atâta grămadă. În 2 ore jumate. Mai avem în partea aia spre mașină. Dar facem o pauză, bem un suc și poate stă ploaia. Din păcate nu putem termina datorită ploii. Am pus și eu protecție așa pe motor. Haideți să vă arăt, am spart grămada asta. O să vă arăt cât e, cam într-o oră și ceva. Aparatul are un randament și o productivitate extraordinară. Astea sunt cele dinainte. Și grămada asta am dat-o cu Ramona într-o oră și ceva, e ora 2 acum. Mai avem, dacă îmi tremură mâna, mă scuzați, vă dați seama ce înseamnă să ridici tot fagul ăsta verde la mână, chiar dacă sunt bușteni și mai mici și mai mari, efortul este mare pentru că aparatul chiar este industrial, trebuie să fii bun de muncă să bagi în el. Și mai avem pe astea de aici, dar nu putem să le facem acum.
Ăstea cred că o să iau o drujbă ceva mai mare și le dau pe fibră cu drujba și apoi le urcăm pe aparat, pentru că ăstea și în două persoane nu prea le poți ridica. Deci vedeți, aici are 40 grosime, are 60-70 lățime, deci ăsta trebuie motor stivuitor să-l iei de jos. Și ce mai e acolo, 7-8 bușteni pe lângă mașină. Deci astea rămân pentru că nu ne mai lasă ploaia să terminăm, dar vom vedea pe parcursul clipului. Astea au mers super, super.
Yeah.
suntem aproape gata. Drumul a mers super bine, e și puternică. Mai avem ăstea de aici. Mai puțin ceva. Nu se știe când mai prins lemne de astea și mai e nevoie decât un buștean de genul. Aparatul merge impecabil. Vedeți cât am spart din fund de acolo, cum am plecat cu grămada. Acum am făcut cam aproximativ o oră jumate pe ce ați văzut de la început de video, că m-am apucat să stai. Vă salut, spor la treabă să aveți. Mulțumesc de vizionare!